v-am regăsit la un nou video. Bună, prieteni! Astăzi suntem împreună cu Eli, da, cu Luna și Bonica și vom face un video. Lasă-o, mama, lasă-o! Da. Vă vom spune despre hrana blănoaselor, despre calciu și vitaminele pe care noi le administrăm. Am văzut în comentarii că ne-ați întrebat și de aceea am hotărât să facem un video. Quadrupedele lui mama. Da! Iată! A dat lăbuța! Bravo! Hai sus, Bani! Sus! Sus! Bravo! Bravo, mami! Bravo! Bravo! Uitați! Bravo. Deci, ea știe de mică. De lăbuța! De lăbuța! Bravo! Bravo! Hai, Luna! După cum știți, în urmă cu vreo două săptămâni am comandat Test of the Wheel. Ne-am gândit să le mai schimbăm puțin hrana blănoaselor, să încercăm și altceva. Această hrană este din bizon și cerb. Este o hrană potrivită pentru toate etapele vieții unui cățeluș. Bobițele arată cam așa. Sunt foarte micuțe. Iar aici avem Royal Canin Giant. Noi de obicei le dădeam Royal Canin, uneori în combinație cu Equilibrium. Le mânca foarte bine pe cele de la Royal, doar că ne-am gândit să mai schimbăm puțin meniul lor. Lucru pe care Bonita nu l-a apreciat, nu i-a plăcut. Nu mănâncă nici simple, nici în combinație cu Royal Canin. Mai, să zicem așa, mai mănâncă câteodată în combinație cu carne tocată de vită. Royal Caninul este din carne de pasăre. Miros ambele foarte plăcut, au un miros plăcut. Ce vreau să vă spun? Concluzia noastră care este? Ținând cont că Bonita nu mănâncă decât Luna, ca și cantitate și preț, nu prea e convenabil. Sacul de Test of the Wild are 10 kg și costă undeva la 260 de lei. Iar Royal Canin are 15 kg și costă undeva la 245-250 de lei. Dacă stăm să socotim, la 3 saci de Test of the Wild pierdem unul de Royal Canin, având cantitatea mai mică. Dar, vă repet, Luna le mănâncă, Bonita nu, nu-i plac. Iar rămâne fidelă la Royal Canin. Am să vă arăt acum calciul și vitaminele pe care le dăm. Aici avem vitamina D3. Aici avem două tipuri de calciu, Controcare și calcio fosfor. Controcare este un calciu bun și pentru articulații, nu doar pentru oase. Aceste medicamente ne-au fost recomandate de prietenii noștri Cristi și Ana, de unde noi le avem pe Bonita și pe Luna. Ei ni le-au recomandat, bineînțeles, noi ne-am consultat și cu medicul veterinar. Și, într-adevăr, ne-au spus că sunt foarte bune. Acum, Controcare se dă o capsulă la 20 de kg. Cam așa arată capsula. Iar acesta se dă o capsulă la 30 de kg. Priviți, sunt foarte mari. Ele trebuie sfărâmate pentru că altfel nu le mănâncă, nu... Le scui pe jos. Le mai dăm și nelipsitul ulei de somon, care îl punem zilnic în hrană. Pentru Luna vine cam 12 pompițe și jumătate pe zi, adică împărțim la 3 mese, cam 4 pompițe pe zi. Iar pentru Bonita vine cam 7 pompițe și jumătate.
cum vă spuneam, uleiul de somon îl dăm zilnic, la fiecare masă. Acum voi chema blănoasele pentru a le peria un pic blana. Fetelor, haideți la pieptănat! Haide, ține bine la pieptănat! Haide, Luna! Bonnie, haide! Cine vine prima la pieptănat? Ia să vedem, ia să vedem! Bravo! Așteaptă, Luna, așteaptă, mamă! Așteaptă, iubita, să o pieptănăm pe Bonnie! Când mamă e pieptănă rămasele, eu să vă spun o poezie pe care am învățat-o la școală pentru mami. Dacă Delina verdie, Bonnie, dacă Luna, mama nu ar fi, Zori nu s-ar mai invita. Florile n-ar înflori, din mers timpul s-ar opri. Dar pentru că mama este, soarele se zâmbește. Muguri se desfac pe ram, păsări ciripesc la geam. Iar eu cresc, mă împlinesc și pe mama o iubesc. Mami te iubește? Această poezie o dedicăm tuturor mămicilor. Așa este, chiar dacă a trecut 8 martie. Tot martie este. Tot luna martie este și este specială pentru toate mămicile din lume. Da. Ia să vedem care stă cu mințică. Bonnie, Luna, lasă-o, mama. Hai la mama, Luna. Stai aici, mami. Opa, încet. Hai la mama. Nu știu cum face tati de repieptănă pe amândouă, dar cred că pe rând, pentru că ele tot timpul au chef de joacă și nu stă. Ca să stea Luna cu minte să se joace. Ia. Uitați-vă dacă... Eu vroiam să o fac pe bunita. Nu o băgăm pe Bonita. Le lăsăm pe amândouă, că trebuie să repieptănăm. Ne descurcăm mai greu. Luna, dă-i drumul, mama. Nu e voie, invita, că e și ea mică, mama. Vino la mine. Vino tu la mine. Așa, mă ocupă-te de Luna, când mă ocup eu de Bonnie. Nu știu cum face tati așa singur. Nu știu cum face tati singur. Ia uite ce banană frumoasă ți-am făcut, Bonnie. Și Luna, ce cu mine? Stai cu mine. Ia, hai să o facem și pe Luna. Ia, mama. Ia, Bonnie. Mi-e ritic. Uite ce cu minte stă Luna. Mi-a riticul meu și ca ocazianul meu. Copiii mei frumoși. Frumoși. Așa. Sunt niște copii frumoși. Ascultători. Jucăuși. Uite cum s-a adunat păr. Da, iubita lui mama, ce vrei tu? De-a. Luna. Pieptănatul pentru ei este o plăcere. O plăcere, da. Pentru Bonita, o jucăușă. Deci nu pot să cred că toată noaptea a ros perile. Da, au găsit perile și le-a ros. Ia uite, puturoața de Bonita. Știu ce a făcut asta. Stai, mama, stai un pic, să o pieptănăm pe Luna. Pentru că Luna nu se suie pe masă, așa că știu. Ești geloasă, mama? Bonita, ea se suie pe masă. Ce faci, mă? Înseamnă că ea a rus perile. Pentru că știu că ea se urcă pe masă mereu. Bonita cu siguranță le-a furat. De rost le-au rost amândouă, mami. Nu știm care.
pentru că nu ne-am uitat pe camere, dar am pus camera ca să vedem ce face. Ia să vedem cum o pieptănăm noi pe buni. O specialitate pentru el. Specialitate. Ce mă, Luna, mă? Mă, buni, mă, nu pot să pieptăm pe Luna dacă nu mă lași. Ai vino, e geloasă? Hai, Bonnie, vine aici. Iubire. Bonnie. Iubire. 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 Ia stai, mama, stai. Stai, să te pierdem. Bine, bine, bine. Bine, bine. Stai-le pe aici. De ce nu mă lași? Luna, de lăbuța, de lăbuța, nu o să mă linci, de lăbuța. Măi, ești cam grea, măi! Ești grea! Bonita, s-a făcut fată mare deja, pe și... 9, a făcut 5 luni. Și Luna a 7 luni. Luna are, da, 7 luni. 7 luni a luni? Cred că da. Păi, pe cât face Luna? Luna a făcut pe 4, mama. A, pe 4, nu da, pe 9. Iar Bonnie pe 9. Și o fac pe 7 noiembrie. Tu faci pe ce an? Pe ce dată? Da. Pe 2, mama. Pe 2 și Eve pe 8. Pe 2 noiembrie și Eve pe 17 septembrie. Și Luna e... Mama e pe 14 martie. Ia dă codița în cabonii. Să te pieptănăm. Dă codița în coasă, să te pieptănăm. Hai, stai cu mințica aici. Stai cu mințica să te pieptănăm. Pentru astăzi, dragi prieteni. Da. Noi continuăm să le periem. Da. După care le lăsăm în pace să se joace. Da. Vom reveni. Ce mă iubit al meu. Vom reveni data viitoare. Vom reveni cu un alt video. Pe curând. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și un subscribe. Pa, pa! Pa!